Emisiunea este realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni, a emisiunii noastre. Astăzi vă dăm binețe din grădina botanică Dimitrie Brânză din capitală, gazda noastră perfectă și unde am venit și noi după un pic de umbră. În ce privește emisiunea de astăzi, vreau să vă spun că ea conține nenumărate informații care vă sunt foarte utile pentru ziua de astăzi, cea de mâine, viitorul an agricol care începe în septembrie, așa că eu vă recomand să o urmăriți cu toată atenția. Și ca să nu mai lungim vorba, ne oprim aici și începem emisiunea. În edițiile anterioare ale emisiunii noastre v-am prezentat o serie de tehnologii noi, inovative, pe care Syngenta, campioana inovației, cum mai este cunoscută, le-a prezentat fermierilor prezenți la Ziua Grâului Bărăgan, eveniment desfășurat recent în comuna Coslogeni din județul Călăraș. Astăzi vă aducem în atenție încă una dintre acestea de ultimă oră, ce vă poate ajuta în viitor să faceți față cât mai bine provocărilor de tot felul. Așa că puțin atenție, vă rugăm! Aici, la Ziua Grâului Bărăgan din acest an, venim și prezentăm un serviciu nou la care lucrăm și pe care îl vom lansa în România în acest an. Este vorba despre un serviciu de cartare a solului. Serviciul se numește InteraScan. Noi am cumpărat o tehnologie, compania Syngenta a achiziționat o tehnologie de la numită Soil Optics. Este o tehnologie care are la bază un scanner, da? Și un soft, un program care permite scanarea solului și detecția razelor gamma a unor izotopi prezenți în sol. Deci se face scanarea pe bază detecției de raze gamma, se face o cartare a parcelei, da? Practic cu ajutorul acestui scanner scanăm pe o lățime de 12 metri, o solă întreagă. Da? Aceste date intră într-o bază de date, într-un sistem, într-un soft. Da? Softul ne spune de unde să luăm și probe de sol, pentru că cartarea asta are la bază detecția razelor gamma, deci partea de scanare și partea de analiză a proprietăților, de analiză de laborator a proprietăților fizico-chimice ale solului. Suprapuse aceste date, obținem hărți de cartare a solului pe fiecare micro-macro elemente, pH, carbon, materie organică, micro-macro elemente, tot ce își dorește fermierul să cunoască despre sănătatea solului. Este într-un termen foarte simplu, este o analiză medicală completă a solului. Un fel de RMN, dacă îmi permiteți. Un fel de RMN a solului. Avantajul acestui sistem și de ce este o noutate și o soluție de înaltă precizie, pentru că sistemul ne dă date la nivelul a 800 de date de puncte la hectar. Deci rezoluția informațiilor este extrem de mare și extrem de precisă. E ceva profesionist, nu mai vorbim doar așa, da, să ne uităm și noi pe aici. Este ceva cu o rezoluție de înaltă precizie și se tot vorbește de aplicare de precizie, agricultura de precizie. Este un scanner de foarte înaltă rezoluție. Și iar corobora cu datele analizelor de sol, pentru că softul spune de unde se ții probele, toate merg într-un sistem, într-o bază de date, se face un algoritm și toate aceste date generează aceste hărți. Aceste hărți pe care fermierii le pot folosi pentru a-și vedea, a-și înțelege ce se află în sol la momentul X și doi, pentru a putea să folosească aceste date în aplicare de precizie folosind hărți de prescripție. Rată variabilă la fertilizare pot folosi și pentru rată variabilă la semănat, adică dă foarte multe date fermierului, acces la anumite date și date de calitate de o rezoluție foarte mare pe tot ce înseamnă macro-micro elemente în sol. Deci o analiză completă a solului. Acesta e un serviciu pe care noi îl vom avea în piață. Da? Avem deja semnale, avem interes din partea unor fermieri pentru acest serviciu. Îl vom vinde, îl vom comercializa ca serviciu. Noi nu vom comercializa aparatură, vom comercializa serviciu și așteptăm cu interes fermierii să vină către noi și de aceea am și venit astăzi să arătăm
ce poate face sistemul. Noi am cartat, noi am făcut o cartare aici în fermă, aici la Ziua Grâului Bărgani, e vorba de parcela de la intrare în fermă. Vedeți în spatele meu sunt niște panouri, avem și un material video și a fost și postat pe pagina evenimentului, unde s-a făcut cartarea folosind acest sistem chiar aici în fermă, pentru ca fermierii să vadă ce se face în România, ce facem noi în România și ce rezultate putem obține. Și aici am exemplificat toate rezultatele. Deci avem toate, avem sulful, avem calciu, toate datele, o analiză completă a solului realizat cu ajutorul acestui Interascan. Da. Până aici e în regulă. Mai departe, spuneți-mi, rezultatele acestei scanări, hărțile care rezultă, dumneavoastră le interpretați și le transmiteți fermierilor? Da, acesta, deci scopul serviciului va fi să fie un serviciu integrat, de la A, end-to-end, cum spunem noi, cap în cap, în sensul că fermierul va achiziționa serviciu, da? Noi vom scana, vom genera toate datele, va avea acces la aceste date, e o platformă unde și fermierul va avea acces și cu ajutorul colegilor noștri, specialiștilor, vom putea realiza anumite recomandări pentru fermieri, plus o bază de date pe care el îl va putea folosi cu ajutorul nostru să-și facă, folosind echipamentul disponibil în ferma lui, în funcție de ce tip de echipament, să facă o aplicare curată variabilă la îngrășăminte, evident în funcție de ce dispune fermierul, dar scopul e să putem să face și recomandări și el să aibă și acces la toată baza de date, să vadă, el să-și vadă la nivel de parcele, da, pe care are blocuri, da, să vadă la nivel de parcele care este statusul, cum arată solul, ce proprietăți are. Da. Treaba asta presupune un cost și fermierul vrea să știe ce câștigă el în urma acestui serviciu. Da. Deci, în primul rând, are acces la date, va avea acces la platformă, așa cum am spus, și va avea posibilitatea să folosească datele astea, să-și optimizeze costurile, pentru că e vorba de optimizarea costurilor aici, da? Adică, pe românește, să folosească mai puține îngrășăminte, mai puțin... Da, să aplice mai cu precizie, da? Și la nivel de îngrășăminte e vorba de optimizare. Optimizarea nu înseamnă, prin definiție, că scazi. Sunt zone unde poate va fi nevoie de un set de elemente, un zonă unde mai puține, își va optimiza aplicarea, da? Pentru că e vorba de eficientizarea costului, plus că fermierul are posibilitatea prin intermediul acestui serviciu să obțină pentru fermierii interesați să cunoască foarte în detaliu ce au în sol, să cunoască, să aibă acces la această analiză medicală completă a solului și să nu uităm și altceva. Nu ne uităm doar la un teren ca o fermă, suprafața unei ferme doar din perspectivă a hectare și calitativ ce poate produce și optimizăm costurile, cunoaștem proprietățile solului și există un interes din ce în ce mai mare a fermierilor către această digitalizare, să cunoască mai în detaliu. Și asta este scopul acestui serviciu. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat recent că a fost prelungit programul Creditul Fermierului până la 31 decembrie 2024 și că bugetul acestui program a fost majorat cu 646 milioane lei. Ministrul a declarat că fermierii au nevoie de finanțare pentru a-și dezvolta afacerile și că aceștia vor avea la dispoziție credite avantajoase cu o dobândă de 1,95% pe an și robor la 3 luni, suportat integral de Ministerul Agriculturii prin fondul de garantare. Până în prezent, aproape 900 de fermieri au contractat credite prin acest program în valoare de 1 miliard de lei. Ministrul a mai precizat că a fost adoptată și prelungirea măsurii de interzicere a importurilor din Ucraina în lipsa licențierii. În baza acordului pe care România îl are cu Ucraina, vor fi permise doar importurile pe bază de licență pentru grâu, porumb, semințe de rapiță, semințe de floarea soarelui, făină și zahăr. În călătoria noastră prin țară am vizitat recent un loc de referință pentru pomicultura românească. Stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Iași are meritul de a fi una dintre unitățile care au adus pe scena pomicolă soiuri cu caracteristici foarte bune. Tot aici se află și colecția națională de cireșe a României.
Aceasta are un număr impresionant de soiuri de cireși de pe tot mapamondul. Centrul de excelență al cireșului și nucului Sarca a fost înființat și cu scopul de a vedea cum se comportă soiurile străine în condițiile pedoclimatice de la noi. Domnul director, bine v-am regăsit, dar nu puteam în altă parte să ne vedem decât într-o livadă. Suntem în colecția națională de cireș a României, un număr impresionant de soiuri de pe Toma Pomondo, alături de cele 40 de soiuri omologate și brevetate de către noi, stațiunea Pomicol, în decursul a 50 de ani. Și am dezvoltat acest centru de excelență al cireșului. De ce? Pentru a vedea și cum se comportă celelalte soiuri de cireș de top din lumea mare, și vorbesc aici de cele din continentul asiatic, din continentul american, din continentul australian, adică avem cam tot cireșul de pe glob, toate soiurile de top, pentru a vedea care, cum răspund condițiilor climatice de temperat continentale de la Iași, care sunt, așa cum bine știți, diferite dacă e să ne comparăm cu condițiile din Italia, da? Un climat mai mediteranean și unde cireșul, într-adevăr, este și acolo în vogă. Avem și soiurile franțuzești, avem și soiurile din China, avem de toate în această mare colecție. Vă întreb acum, pentru cei care ne urmăresc, de ce a trebuit să puneți în comparație soiurile omologate, iată, spuneați mai devreme, create aici și omologate în România, să le puneți în comparație cu soiuri din alte state, din alte zone ale lumii? Pentru că, vedeți, după 90, amploarea plantării, să spunem, a livezelor, a soiurilor, s-a întâmplat următorul fenomen. Fiind în Uniunea Europeană, suntem liberi și legislația, atunci când demarezi un proiect cu investiții, cu fonduri europene, poți cumpăra materialul săditor de oriunde din Europa, fără nicio problemă. Ori, a trebuit la nivel de, să spunem, stat român, Ministerul Agriculturii, poate mai puțin, sau unitățile subordonate, să modificăm registrul de soiuri din România, să-l modificăm, să rămână, dar să-l aliniem cu cel european. Ori dumneavoastră, care vreți să înființați o plantație de cireș, o să citiți pe internet, de exemplu, că soiul regina este cel mai frumos fruct și cel mai vandabil în piața Germaniei sau a Franței sau a Italiei, depinde de ce soiuri vorbim. Și atunci, dumneavoastră, fiind un începător, care aveți doar banii sau vreți să faceți un business din agricultură, pentru că agricultura se împarte în două categorii. Oamenii care fac afaceri sau business și care nu au nicio treabă cu dezvoltarea plantei, și oamenii care fac acest lucru din pasiune. Din păcate, cei cu pasiune îi mai găsim încă în unitățile de cercetare care mai sunt, iar ceilalți cu business-ul, probabil așa este normal. Și atunci, dumneavoastră, înființați o plantație cu acest soi. Sunteți obligat ca să ajungeți cu documentația la una din stațiunile din zonă pentru a valida sau a spune ok că soiurile sunt bune. În momentul în care ajungeți la noi, cu siguranță vă vom spune că soiul regina, pe care noi îl urmărim de 20-30 de ani, nu are productivitate în condițiile de microclimat din România sau din zona Iașului, și dumneavoastră în această afacere nu v-ați avea decât de pierdut, de băga banii. Ori cei care te finanțează nu prea interesează dacă tu vei câștiga peste 5 ani sau vei muri. Problema este de înființare. Și atunci aceste soiuri nu au ce căuta, pentru că vă aduce la sapă de lemn. Nu ca să le vindem noi pe ale noastre, pentru că în varietatea asta de 35 de soiuri pe care le avem, care cuprind, atenție, de la soiurile, să luăm întâi perioada de coacere, de la Constantin și Elena până în august, avem cel mai tardiv, cel mai târziu soi care se coace în România, undeva în 10-15 august, soiul George. Așa. Dacă e să luăm la culoare, avem de la cireșele albe, bicolore, cum e, cel din spatele dumneavoastră, da? Albe, bicolore, roze și roșii. Culoarea negru la cireș este culoarea de maturitate fiziologică, practic după două zile, dacă se strică. Deci, pe culoare, pe epocă de coacere și pe cireșele dulci și cireșele amare.
Ori spuneți-mi unde în Europa găsiți concentrat, în Europa de vest și de est, atâtea soiuri, tot acest conveier. Repet, la de ce este necesar. Este necesar, deci luând avizarea, noi suntem cei care răspundem dacă plantația va avea viabilitate sau va avea o viabilitate proastă, din acest punct de vedere. Dar un soi adus din China, din Italia, din America, cum spuneați, din toate colțurile lumii, altoiți pe portaltoi realizat aici. Da, tocmai aici este treaba. Sunt soiuri care merg pe portaltoii noștri și noi mergem pe două tipuri de portaltoi. Avem vișinul turcesc sau mahalebu, cum îl știu, da, cei din pomicultură. Da? Și ce este acum în vogă? Portaltoiul vegetativ. Aceste gizele care vin din Italia într-o zonă mediteraneană. Pentru România o vorbiți singur de portaltoi, portaltoi da. Așa? Un singur portaltoi este bunicel, nu foarte bun, pentru România, Gizela 5, dar să nu se interpreteze. Dar haideți să facem o paralelă cu Statele Unite, cu Canada. Toate țările producătoare de cireș, de la paralela 45, da, soiurile lor sunt compatibile cu portaltoii noștri. Mm-hmm. Dacă o să mergem pe continentul american, o să vedem că americanii nici nu vor să audă de portaltoii vegetativi. Cu talie mică, cu mari cantități de pomi la hectare, este o prostie pentru ei. Nici noi nu o îmbrățișăm decât în anumite condiții, pentru că portaltoii vegetativi necesită sistem de picurare sau apă și multe alte cheltuieli. De ce are sistem radicular foarte slab? Foarte în față, slab, se usucă în condițiile de secetă care sunt în estul României, de la Sârca sau Iași-Sârca, limita nordică a cireșului. Le-am pierdut în 2 ani de secetă, am pierdut plantația. Mergând mai departe, aceste compatibilități pe care noi le urmărim de 30 de ani, pentru că o să spuneți, să știți că și soiurile vechi, chiar dacă venim dintr-o perioadă socialistă, marile sau cele cultivate, Van Stella, pe care le-am cultivat din 50 încoace, să știți că tot din Statele Unite și Canada au fost aduse și aclimatizate în România. Dacă e să ne ducem la măr, așa cum vorbeam cu ani în urmă cu dumneavoastră, spunem Golden sau Ionatanul românesc. Nu există. Ionatanul este american. L-am adus prin anii 60, l-a adus profesorul Cociu, academicianul Cociu, cu valiza și cu Nelu Ceaușescu. Vrem, nu vrem, ăsta este adevărul. Deci au fost aduse, dar noi căutăm să facem aclimatizarea. Cele care nu merg în condițiile noastre vor fi eliminate. Dacă filmați cu drona, o să vedeți foarte multe goluri. Păi el, dacă s-a uscat, înseamnă că acest individ din acest soi nu a mers, nu este compatibil, adică, cu ceva, adică, nu-i place temperatura. Adică portaltoiul n-a fost cel și mai portaltoiul potrivit. Și clima, e un conveier aici. Deci nu putem vorbi numai de portaltoi. Portaltoi e relația cu solul și sigur, cu a scoate tot ce am acolo mâncare. Dar vin la suprafață unde dau de microclimat, unde corect, am temperatură, umiditate. Pe noi, în zona estică a României, nu ne distruge seceta efectivă, ci seceta umidității atmosferice din august. Vedeți, nu vorbește nimeni. Dar noi avem o secetă atmosferică mare în luna august, septembrie, octombrie. De fapt, perioada când se face diferențierea mugurilor în pomicultură pentru producția anului următor. Corect, și atunci, având această umiditate atmosferică scăzută de climat temperat continental, fără să mă agăs de încălzire, vedeți că îmi rezerv tac din gură. Așa. Atunci avem aceste probleme. Aceste soiuri nu le punem noi de dragul nostru. Aclimatizarea unui soi străin, noi îl folosim în cercetare, în genetică, dar pentru a-l aclimatiza și pe el însăși, durează între 20-30 de ani. Depinde de individ. Și pomii sunt ca și lucruri oameni. Interesante aveți de spus. Cred că dacă aș sta cu dumneavoastră vreo 4-5 ore așa, o adevărată lecție de pomicultură, nu mai vorbesc de specia în care ne aflăm acum, de specia cireș. Iată, cireș galben, cireș roșu, cireș, spuneți culorile. Aveți o varietate mare de toată culori. Varietatea mondială. Ce-i drept? Vă felicit pentru tot, ce-i drept, pentru tot ce faceți. Ne lipsește și este foarte greu. Am încercat să aducem cireșul tip tufă. Nu, tufă. A, da? Exact ca coacăzu. Da? Dar este haploid și
înmulțim un haploid pe portaltoi diploid. Doamne ferește, nu se poate așa ceva. Dumnezeu, când a creat lumea și tot ce a creat, a fost foarte sofisticată. Laboratorul lui Dumnezeu este mult mai sofisticat și nu putem noi să ajungem să-l echivalăm. Dar imaginați-vă ce s-ar întâmpla. Chinezii produc aceste tufe care fac 20 de kilograme de cireșe pe o tufă care nu are mai mult de 50 de centimetri. Vedeți? Pentru ei Dumnezeu le-a lăsat cireșul extrem de pitic tip tufă pentru că a preconizat că rasa galbenă este într-un număr mare. Iar noi, unde suntem mai puțin și europeni, ne ajunge vouă și la americani. Soiurile astea să vă cățărați în ele, să le culegeți și greu. Felicitări pentru tot ce faceți, tot ce ați făcut, tot ce aveți aici, toată bogăția asta de soiuri și de specii. Cu mare drag, când treceți prin zonă, intrați la centru de excelență de la Sârca. De fiecare dată când trec aici, nu pot să nu mă abat aici, pentru că întotdeauna avem ce învăța, avem ce transmite celor care ne urmăresc. Slavă Domnului, suficient de multă informație. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag! În acest caz vorbim despre o capră, să zicem, un exemplu de 50 kg greutate corporală, care produce 2 kg de lapte pe zi. Și în cazul acesta avem o normă, trebuie asigurat 1,9 kg de substanță uscată, de furaj la modul general, 1,59 unități furajire lapte, 134 grame de proteină digestivă intestinală. Pare complicat, dar nu este complicat, totul este simplă aritmetică. Deci aceste niveluri trebuie asigurate folosind diverse surse furajere pe care omul le are în fermă sau se poate cumpăra de pe piața de furaje. Și evident vorbim despre nutrienți de volum, fânuri în general, poate și silozuri, vorbim despre cereale, vorbim despre nutrienți proteice și evident vorbim despre vitamine și minerale. Nu trebuie neglijate nici măcar la rumegătoare. Evident nu e acea situație ca la monogastrice unde trebuie să asigure aproape totul. Dar chiar și în cazul rumegătorilor, chiar și în cazul ovinilor, chiar și în cazul carpinilor, este necesar să fie asigurat aportul de vitamine și minerale. În cazul pe care vi-l prezint, am constatat o rație formată din 1-2 kg fân de lucernă și nutrez combinat. Din cele generice care se găsesc pe piață, în general nutrez combinat între rumegătoare, are cam 2-3 cereale, 1-3 șroturi, deci surse proteice, vitamine și minerale. E, în acest caz, deja din cele 1,2 kg de lucernă, norma de proteină este acoperită în mare parte. Deja doar din fructe de lucernă și cereale, deja norma, mai ales norma de proteină, este depășită cu foarte mult, iar asta se transferă în pierdere economică. În acest caz concret, vorbim despre echivalentul 1 kg de fructe de lucernă, valoarea proteică a 1 kg de fructe de lucernă și știți bine cât de scump este 1 kg de fructe de lucernă. Și este o chestiune foarte simplă. Practic, prin compararea normei de hrănire cu suma alimentelor oferite pentru unui animal, în cazul acesta capră de lapte, pentru calcul simplu, se poate constata aportul nutritiv total pe zi al acestui animal. Acum, revenind la o rație optimizată, vorbim de 2-3 mișcări foarte bine, nu de zeci de iterații, nu de softuri de nutriție, nu chestiuni complicate. Din cele 1,2 kg de fân de lucernă, jumătate înlocuit cu un fân mai slab, de graminee, cu valoare proteică mai redusă. Deci, repetăm, 0,6 kg fân de lucernă, 0,6 kg fân de graminee și nutrienți combinat din care am scos șroturile. Sunt inutile în acest caz. Vorbim deci despre 1,05 kg nutrienți combinat, mai puțin cu 200 grame, format în mare parte din cereale, porumb în general. Și evident nu trebuie uitat vitamine minerale. Acel premix vitamino-mineral. Și în acest caz vorbim despre aceeași aport de energie și un aport mult mai apropiat de normă de proteină. Și în concluzie, cu ceva mai multă atenție și informare, nutriția poate fi eficientizată chiar și de către crescătorii de rumegătoare mici, ovine, caprine, chiar și fără avea cunoștințe de optimizare a raților, doar prin simplă verificare a rației, având la îndemână normele, categoriei respective care sunt de interes, și niște tabele de valori nutritive. Și în sumă, în ceea ce mănâncă, în momentul respectiv, animalul. Sunt calcule simple care pot arăta că, de exemplu, ai un excedent proteic foarte mare și că pierzi bani în fiecare zi cu fiecare animal și dacă mulțim cu efective mai mari, se ajunge la niște sume serioase. Există un loc.
unde natura se dăruiește complet, în culori, parfumuri, arome. Acolo se meșteșugesc vinuri de legendă. Natura oferă, omul creează. Domeniile Ostrov vin cu pasiune din Dobrogea. Schimbările aduc schimbări. În actualul context în care peisajul economic și agricol se află într-o continuă transformare, se impun și abordări diferite privind serviciile oferite fermierilor. Este motivul pentru care Naturevo și Alcedo își unesc cunoștințele, tehnologiile și portofoliile, devenind astfel un tot, ducând la alte niveluri sloganul „Împreună pentru fermierii iscusiți”. Alcedo și Naturevo. Naturevo și Alcedo. De acum încolo, împreună, ce presupune acest lucru, mai ales pentru piața agricolă din România? Pentru piața agricolă din România reprezintă o consolidare în ceea ce privește un jucător important, care este grupul Alcedo. Avem astăzi alături de noi încă forțe noi, să spun așa. Îi avem pe cei de la Naturevo, care începând de astăzi fac parte din grupul Alcedo. E clar că este o uniune făcută în special pentru fermierii români. Este o uniune în care venim cu un portofoliu mai bogat, pentru că unim ambele portofolii cu o prezență și cu o amprentă în piață mult mai mare, aproape dublăm echipele, dar în același timp cred că cel mai important aspect cu care venim cu profesionalismul ambelor echipe, pentru că este foarte multă nevoie de a alege cele mai potrivite soluții la nivel de fermă, cele mai bune tehnologii. Ori asta ne caracterizează și pe noi, caracterizează și echipa Naturevo, care de fapt e construită după aceleași valori și același profesionalism ca și echipa Alcedo. Și cu același scop. Evident. Ce înseamnă pentru Naturevo această unificare, să zic așa, această asimilare a Naturevo de către Alcedo? Pentru Naturevo este evident un pas înainte. Pașii pe care i-am făcut până acum au fost niște pași firești de dezvoltare, dar la un moment dat, știți, există ca și în viața unui copil. Există partea de copilărie, există partea de adolescență, există partea de maturitate. Acum suntem în pragul maturității sau suntem într-o oarecare la un nivel de maturitate când trebuie să-ți găsești un partener. Și cel mai bun partener nu putea să fie decât Alcedo, al cărui model eu l-am preluat în momentul în care am înființat Naturevo. Și de aceea, deci, pentru noi, pentru Naturevo, este foarte clar că este simplu să ne integrăm în strategia Alcedo, sau și pentru Alcedo va fi relativ ușor să ne integreze, pentru că suntem construiți după același calapot. Da. Și atunci este clar că vom fi ce am fost, ba chiar mai mult. Frumos spus. Vom fi ce am fost, ba chiar mai mult. E foarte interesant. Și împreună pentru fermierii scusiți, că de fapt asta este scopul. Acesta este scopul. Chiar vreau să vă întreb care este beneficiul, până la urmă, al fermierilor, dacă putem vorbi de un beneficiu suplimentar, în plus, față de ceea ce au beneficiat până acum din partea celor două companii. Beneficiul e clar că o să fie, pentru că împreună vom putea veni cu un portofoliu, în primul rând, mult mai bogat. Da. Partea de cunoștințe, ce nu știm noi, știu ei, și invers. Deci, iarăși, și lărgim și acolo. Și eu cred în continuare că în piață este foarte multă nevoie de cunoaștere. Poate lucrul ăsta face diferența în cazul nostru și poate ăsta este un model de business care trebuie urmat, pentru că vedem foarte bine provocările cu care ne întâlnim zi de zi, nu sunt simple. Foarte importantă este forța financiară a grupului. Deci Alcedo este de fapt partea lui Sumitomo Corporation, o firmă foarte puternică la nivel mondial și care, iată, investește în România,
pentru că ei au investit direct în Alcedo acum 13 ani, investesc în Naturevo astăzi și deci ne vor asigura acea umbrelă protectoare, în primul rând financiară, pentru că fermierii au nevoie de sprijin financiar, știți foarte bine, ori noi eram limitați până deci acum. Deci când vorbiți și de aspectul financiar, vă gândiți și la fermier sau în special la fermier? În special la fermier, că trebuie să-l credităm. Noi acționăm nu numai, cum spunea Gabi, noi nu acționăm numai nu ca distribuitor. Nu suntem o distribuție simplă, noi suntem și hibrizi. Noi suntem un fel de finanțatori ai business-ului din agricultură. Ori dacă nu avem putere financiară, putem să, atunci doar mergem până la un anumit nivel. Cât ne putem întinde, cât ne ține plapuma. Acum, plapuma e mare și putem deci să oferim fermierilor, în afara paletă de produse foarte mari, și un pachet financiar mult mai bun. Seria Am întâlnit și români fericiți, Vlad Enescu, tânăr patron al fermei de vaci de lapte de la Bran, din județul Brașov, se bucură lunar de o creștere a vânzărilor de lactate. Am încercat să aflăm și noi secretele obținerii acestor produse procesate, deja renumite pentru calitatea și gustul lor, cum ar fi brânza de burduf în coajă de brad, telemeaua de oaie și alte alimente care se vând foarte bine în toată țara. Fabrica a fost inclusă în proiect, am avut un proiect pe fonduri europene de 2.165.000 de euro, dintre care 350.000 de euro au fost bani pentru fabricuța de lapte. Este o fabricuță nu foarte, foarte tehnologizată, cum vedem în alte fabrici mult mai mari ca aceasta. Noi avem utilaje, dar oricum majoritatea lucrurilor le face omul manual, nu le fac roboții sau alte echipamente. Doar că în pasteurizarea și încălzirea laptelui se face mult mai ușor, în vane de pasteurizare, și merge mult, mult mai repede față de cum lucram înainte, cum lucrau bunicii noștri cu cazanul pe foc de lemne. Noi, în momentul de față, facem undeva în jur de 10 produse, telemea de vacă, brânză de burduf, brânză de burduf în coajă de brad, brânză de burduf în bășică, brânză de burduf cu nucă, brânză de burduf cu chimăn, cașcaval, cașcaval cu trufe, cașcaval cu chili, cu piper, smântână, unt, urdă dulce, urdă sărată, mozzarella. Acestea sunt produsele noastre care le producem în momentul de față. Laptele, în prima dată, vine de la graiștiu de vaci, din tancul de lapte de la graiști, vine în tancul de lapte de la fabrică, de unde se transferă cu o pompă în vana de încălzire-pasteurizare. Se pasteurizează la 65 de grade sau în funcție de ce produs facem, pasteurizăm la o temperatură, după care se normalizează la o grăsime de 3,8, 4, 3,6, în funcție de ce produs facem după aceea. Sau la unele produse, la brânza de burduf,
nu normalizăm, vine cu 4-2, 4-4 grăsime, îl băgăm direct la închegat, îl încălzim la 43 de grade, îi dăm cheag, îl lăsăm o oră să se închege, după care îl scoatem în crintă, îl rupem de 3 ori și îl punem la stors, după care îl băgăm la maturat undeva la 10-12 zile, unde el își face dospirea, așa să îi spunem noi dospire, el începe să-și facă niște găurele așa în el, începe să dospească, după ce au trecut 10-12 zile, îl scoatem de acolo, îl tăiem, îl dăm la mașină, îi dăm sare și îl băgăm în coajă de brad, bășică sau vrac la sac. Cam asta e tehnologia la brânzat de burduf, după care din zero obținut putem face urtă dulce sau ricota. Și ricota este tot un fel de urtă dulce, doar că are 5% sare. Sau din urtă dulce putem face urtă salată ca să se țină mai mult, să-i putem da un termen de valabilitate mai mare. După care le ambalați, nu? Aveți și o cameră pentru ambalare. După care, da, unele produse merg în camera de frig pentru să mai stea, să stea la maturat și după brânza de burduf, după ce o facem, o lăsăm 10-15 zile să se așeze ea, să se topească sarea din ea, că dacă nu, dacă o dăm direct, rămâne sarea netopită în ea și nu este ok. O lăsăm să se topească sarea, după care o tăiem, o ambalăm în funcție de cerințe, la vid, la 2 kg, la 4 kg, la 500 de grame, în funcție de ce cerințe avem, în funcție de comenzile care le avem. Care este cel mai vândut produs? Cel mai vândut produs al nostru este brânza de burduf. Acum, de anul trecut am scos și brânza de burduf cu nucă, care s-a vândut chiar foarte, foarte bine. Chiar avem o colaborare la Ploiești, unde am vândut foarte multă brânză de burduf cu nucă. Chiar a fost produsul lui favorit într-o lăptărie acolo. Produse afumate aveți? Da, avem și cașca afumat și cașcaval afumat. Este un produs și cașca afumat este... este la mare căutare, multă lume le place cașca afumat. Tehnologia este tot cam așa, doar că nu mai stă la maturat 10-12 zile, la dospit, cum v-am zis, la brânza de burduf. Cașca se duce direct, se lasă o zi în saramură, după care se duce la afumătoare, unde se afumă. Care sunt normele pe care trebuie să le respectați pentru calitatea alimentelor care sunt expuse pe piață? În primul rând, laptele trebuie să fie, să nu aibă numărul total de germeni ridicat. Robotul nostru din fermă face și analiza laptelui. Dacă laptele nu este conform, îl trimite în altă parte, nu îl trimite în tancul de lapte. Cum se vinde? Pe internet? Cum se fac comenzile la dumneavoastră? Noi, în momentul de față, avem o rulotă comercială aici, în zona Branului. Lucrăm cu câteva magazine din Brașov, din Ploiești și din București. Și pe internet, pe pagina de Facebook, Instagram, se iau comenzi și se livrează marfa. Cât la sută din producția de lapte din fermă îl folosiți dumneavoastră pentru procesarea acestor produse? În momentul de față, cam undeva la 60% vine în fabricuță, dar preconizăm că în 4-5 luni să facem tot laptele nostru din fermă, să-l procesăm. Asta este gândirea noastră, ca să procesăm tot. Pentru că cu cât procesăm mai mult, pentru noi, ca și bani, e mult mai bine. Profitul este mult mai mare. Aproape dublu ne iese litru de lapte față de procesator. Deci asta vreau să întreb, care e mai productivă? Vânzarea de lapte sau de produs procesat? La dozator, dacă aș vinde tot laptele de la dozator, aș ieși chiar mai bine decât ies la fabricuță. Pentru că acolo vând laptele cu 5 sau 6 lei, și nu am costuri cu alții angajați. Acolo am dus 200 de litri lapte și după aceea a doua zi mă duc iau banii și pun iar laptele. Aici am 3-4 oameni, am curent, am multe consumabile în spate. Da, și produsele sunt unor mai scumpe, da, să spunem. Da, chiar eu m-am lovit
de produse foarte ieftine pe piață și le-am explicat la cumpărător că nu poți să cumperi un produs atât de ieftin, pentru că un kilogram de brânză sau un kilogram de cașcaval îl produci din 10-12 litri de lapte. Dacă procesatorul la noi cumpără laptele între 1,8 și 2,4 lei litru de lapte, dacă facem un calcul simplu, 12 litri ori 2 lei să punem, sunt 24 de lei doar materia primă. După care avem angajați, avem curent, avem marketing, avem toate astea adunate și astea costă bani. Deci nu se poate un produs de calitate care să știm sigur că e din lapte, nu o să-l găsim sub 40-50 de lei. Un produs de calitate. Cu grăsime, să nu fie din lapte cu grăsime de 2, să fie din lapte cu grăsime de 4 sau 3-6 minim. Sinteza preocupărilor companiei Corteva AgriScience a fost recent prezentată jurnaliștilor agrarieni de către specialiștii acesteia dedicați performanței în agricultură, încurajării inovației și promovării practicilor durabile. Corteva este aliniată cu agricultura regenerativă din anul 1921, practic au început aceste măsurători. Și investiția, să spunem, în această parte cu diversi parteneri de afaceri este de peste 2 miliarde de dolari. De asemenea, locul mondial să îmbogățim viața celor care produc și viața celor care consumă este cel care ne asigură progresul generațiilor următoare. Astăzi, la nivel mondial, știți foarte bine, Corteva oferă cel mai puternic mix de produse între genetică, produse de protecție a plantelor, produse biologice și agricultură digitală. Este un lucru cu care ne mândrim și pentru cei care dintre dumneavoastră încă nu au toate elementele, trebuie să știți că suntem companie pur agricolă, cea mai mare pur agricolă la nivel mondial. Specific în România, Republica Moldova, suntem clar compania lideră în formă combinată, adică semințe, produse de protecție a plantelor, astăzi produse biologice și agricultură digitală.
Și sigur, ne străduim prin ce facem să aducem din ce în ce mai multe inovații fermierilor. Investițiile în cercetare sunt la nivele foarte ridicate, mai precis zilnic investim între 4 și 5 milioane de dolari pentru a produce tehnologie de cea mai înaltă clasă. Corteva împlinește în această lună 5 ani de când s-a creat. În urma unirii celor trei mari companii pe care dumneavoastră le știți foarte bine, Pioneer, DuPont și Dow AgroScience. În acești 5 ani, Corteva a lansat pe piața agricolă din lume peste 2000 de produse noi, adică semințe, hibrizi, produse de protecție a plantelor și, nu în ultimul rând, această nouă gamă de produse inovatoare, Biologicals. Așa cum știți, anul trecut am cumpărat două mari companii care produc biologicals, produse biologice, biostimulatori, Stoller și Simborg. Portofoliul pe care l-am lansat și continuăm să îl lansăm se îmbogățește în fiecare an. De ce? Pentru a ajuta fermierii să răspundă acestor provocări, pentru a asigura hrana întregii planete. Deoarece, așa cum ne spunea domnul Jean Ionescu, România poate să răspundă provocărilor și să asigurăm hrană populației țării noastre. Dar trebuie să gândim mai mult. Corteva este cea mai mare companie multinațională și atunci noi ne adresăm întregii lumi. De aceea creăm și producem produse pentru fiecare hectar din această lume, de pe acest glob. Portofoliul complet de produse specifice oferit de Corteva vine în sprijinul fermierilor, ajutându-i să progreseze. La Corteva AgriScience, inovația este la ea acasă, este un cuvânt care ne definește. După cum ați văzut, direcționăm sume importante către cercetare, dezvoltare, pentru că ne dorim să venim cu soluții adaptate provocărilor pe care fermierii le întâmpină de zi cu zi. Și aici discutăm de provocări de ordin climatic, de provocări de ordin legislativ, de ce nu. Noi trebuie să ținem pasul cu aceste provocări și să venim cu soluții adaptate, pentru că ne dorim sustenabilitate, nu? Ne dorim ca generațiilor următoare să le lăsăm o moștenire bogată, dar până atunci discutăm despre digitalizare și aici Corteva AgriScience, ca lider în piața agricolă mondială, a venit și cu soluții digitale pentru susținerea fermierilor. Practic, digitalul face parte din viața tuturor astăzi. Cred că sunt persoane foarte puține care nu accesează servicii digitale. De ce să nu profităm de această oportunitate de a eficientiza tehnologia în diversele culturi agricole și să extragem maximum din ce poate să ne ofere digitalul. Practic, Corteva AgriScience, prin aplicația Granular Link, pune la dispoziția fermierilor expertiza avansată ca lider în agricultura mondială, încununată cu serviciile digitale. Noile creații și tehnologii, soiuri și hibrizi cu toleranță la secetă, oferă noi oportunități în contextul încălzirii globale, oferind șanse reale în depășirea momentelor critice din perioada de vegetație a culturilor. Suntem alături de fermieri prin închiderea lanțului, marketingul, departamentul de marketing identifică eventuale nevoi ale fermierilor, ale clienților, noi trebuie să le punem în practică și trebuie să le executăm precis și foarte rapid. Vedem, în ultima perioadă se schimbă inclusiv ferestrele de semănat. Vorbim de semănat floarea soarelui în luna februarie. Devine o normalitate. Porumbul, normalitate să-l semene în anumite zone în luna martie. Asta ne obligă pe noi să fim mult mai eficienți în fluxul de marfă și fluxurile informaționale și atunci trebuie să adaptăm aceste fluxuri astfel încât noi să fim prezenți cu
marfa în piață cu produsele noastre și să satisfacem nevoile fermierilor. Cel puțin în ultimii 20 de ani am văzut o mare neconcordanță între părerea oficială și cea anumitor ONG-uri, organizații non-guvernamentale, în ceea ce privește starea pădurilor din România. De ce această situație? De ce ONG-urile spun una și reprezentanții statului spun altceva? Bun, acum nu am să fac eu filosofia adevărului și ce înseamnă adevărul absolut, clar, nici noi nu-l deținem. Însă, cred că și unii și ceilalți au dreptate. Depinde spre ce zonă se uită fiecare și care sunt obiectivele și ce urmărește fiecare dintre părți. Sunt undeva la mijloc, eu nici măcar nu mă consider o parte sau cealaltă, pentru că de profilul meu sunt inginer silvic, totodată activez de peste 12 ani într-un ONG de mediu. Situația pădurilor din România, dacă vreți, este și bună și foarte bună, dar avem și puncte stringente unde lucrurile au fost depășite, s-a trecut o anumită măsură, s-a încălcat anumite principii și acolo avem de suferit. La nivel general, dacă e să ne uităm aspectul general al României, cifrele ne vorbesc despre prezența a 73.000 de hectare de pădure încadrate în categoria păduri virgine, quasi-virgine, printre cele mai importante din Europa. Dacă e să ne uităm la partea de biodiversitate, suntem una dintre țările cele mai bogate în biodiversitate din Europa. Dacă e să ne uităm la naturalitatea pădurilor, avem păduri naturale. Dacă însă să ne uităm puțin la problematica, spre exemplu, a tăierilor ilegale, care încă nu este soluționată în momentul de față, avem foarte mult lemn nefiscalizat care intră în piața europeană, în piața românească. De multe ori sunt pagube care afectează nu doar componenta economică, ci chiar și cea socială și nu mai spun de cea de mediu. Avem zone unde au existat presiuni pe pădure, și se vede acest lucru. Când mergi în zona respectivă, se vede că pădurea respectivă nu mai e ceea ce ar fi trebuit să fie. De aceea sunt păreri împărțite, pentru că unii probabil că văd o anumită latură a paharului, ceilalți văd o anumită altă latură a paharului. Însă realitatea este că am trecut printr-o perioadă, zic eu, dificilă, care din păcate încă nu s-a încheiat, dar sperăm să putem să punem punct pas cu pas la toate problemele pe care le avem majore în pădure, niciodată nu vom elimina toate problemele existente, dar sperăm să ajungem să punem punct cu punct final la toate aceste mari probleme și să discutăm într-adevăr de un program general de conservare a pădurii care să intre în favoarea oamenilor, în favoarea comunităților și care să se poată face și într-un context economic, pentru că pădurea este și furnizor de materie primă și furnizor de locuri de muncă și furnizor de bunăstare, de ce nu, pentru cei mulți.
spuneați că există niște probleme și din tonul dumneavoastră am înțeles că destul de stringente. Despre ce ar fi vorba? Păi putem să continuăm să vorbim despre tăierile ilegale. În momentul de față poate nu mai au amploarea celor dinainte, dar există o cantitate de lemn nefiscalizat care intră în piață. Avem niște studii pe care le-am făcut și care... Există și o cifră aproximativă, măcar? Este foarte greu de dat o cifră în acest sens. Este foarte greu de dat o cifră pentru că nu avem deocamdată o monitorizare video bine pusă la punct. Sunt demersuri, din ce știu, este o procedură de achiziție în momentul de față a unor astfel de componente, de aparatură care să poată să creeze această monitorizare video pe care noi de altfel am promovat-o încă de la început. Sistemul de pază a pădurilor în România, în momentul de față, este bazat pe acea așa zisă marcă care se pune la baza rădăcinii și rămâne în pădure după ce se taie arborele. Ea este cea care definește legalitatea sau ilegalitatea lemnului. Se estimează un volum de lemn când arborele este în picioare, încă viu. Se estimează cam ce volum de lemn se recoltează de acolo și aia rămâne o cifră cumva bătută în cuie. Nu se poate măsura corect pentru că este o estimare, arborele nu este doborât, nu ai de unde să știi exact volumul, forma arborului este nedefinită și atunci cu acel volum se merge mai departe, un volum care clar are erori foarte mari, erori care ulterior sunt acoperite și astfel se ajunge să scoată un lemn în plus din pădurile din România. De aceea acest sistem pe care noi îl promovăm și care și reprezentanții Ministerului în momentul de față văd că sunt preocupați, ar putea să soluționeze o serie de probleme legate de lemnul nefiscalizat din România. Sperăm însă să se aleagă varianta corectă și cea eficientă. Poate că e mai mult decât o curiozitate. Ce suprafață împădurită exista în România anilor 90 și ce suprafață împădurită exista acum? Există asemenea cifre? Da, mă tem că nici aici n-am un răspuns foarte exact, foarte sigur, pentru că apare o întrebare. Ce înseamnă suprafață împădurită? Noi, la nivelul codului silvic, cel în vigoare acum, dar și cel care e propunerea se modifica, considerăm păduri, pădurile care au, ca să zic așa, o densitate, noi spunem o consistență de peste 40%. Adică dacă avem 40% arbor, nu e cel mai corect mod în care spun, dar colegii silvicultori sper să mă ierte, dacă avem 40% arbori în zona respectivă, e definită ca fiind pădure, ca și concept. Însă, spre exemplu, pe statistica FAO UNESCO, doar 10% dacă avem arbori este definită ca fiind pădure. Și atunci, dacă e în considerare o anumită componentă, un anumit punct de vedere, avem o suprafață, dacă e în considerare alt punct de vedere, avem o altă suprafață. Bun, la Revoluție aveam circa 6.400.000 și 6.500.000 de hectare de pădure, atenție, inclusă în Fondul Forestier Național, adică care se regăsea pe un teren care era recunoscut și la cadastru ca fiind un teren cu pădure, forestier. Bineînțeles că aveam și păduri în afara Fondului Forestier și atunci, dar lucrul acesta a crescut foarte mult după 90, pe fondul lipsei activității agricole în zona rurală. Din păcate și la noi, ca și peste tot în Europa, activitatea în zona rurală a scăzut foarte mult, lucru care a generat o migrare a populației de la sate la oraș. La noi a mai fost peste asta și migrarea din România către alte țări din Europa. Acest lucru a afectat această activitate pastorală, care menținea o serie de pajiști acolo, și nu permitea ca pădurea să se întindă, să se extindă. Așa cum se întâmplă în momentul de față, aceste pajiști sunt abandonate, multe dintre ele, și pădurea și-a recâștigat teritoriile care odată, mai de mult cu sute de ani, au fost luate de către om pentru a se putea gospodări. Avem aceste pajiști de altitudine, care ele se păstrează, pentru că acolo, la înălțime, la altitudinea aceea, nu cresc arbori, nu este pădure și acele pajiști rămân permanent și avem pajiștile joase care sunt în zona forestieră, să spunem așa, unde dacă nu sunt întreținute permanent, nu sunt eliminați puieții care cresc în fiecare an și nu se păstrează acea compoziție floristică, pădurea își câștigă drepturile. Da, și suntem în situația asta în care pierdem o suprafață importantă de pajiști. Nu pot să spun neapărat că mă bucur de acest lucru, pentru că și pajiștea în sine este un ecosistem extrem de valoros. Mai mult decât atât, chiar și activitatea pastorală înseamnă o activitate economică pentru noi. Însă suntem în situația, în momentul de față, de a spune că suprafața acoperită cu pădure în România a crescut.
chiar și suprafața inclusă în Fondul Forestier Național a crescut. Rămâne să discutăm în momentul de față de calitatea pădurii, dacă vreți, sau să discutăm despre provocările care le aduc aceste suprafețe nou apărute și spre ce ne putem îndrepta cu această situație pe care avem în momentul de față. Vorbeați de noul cod silvic, de codul silvic, știm că are o formă nouă. Ce ați considera din acest cod silvic ca fiind constructiv, bun, și opusul? Are probleme noul cod silvic? Da, nu putem spune că există ceva perfect, pentru că nu putem tinde spre asta, iar codul silvic este departe de a face o afirmație asupra lui că este perfect. Însă suntem în situația în care forma lui, pentru că codul silvic încă nu este aprobat, nu s-au terminat procedurile legale de aprobare a codului silvic, el este încă în Parlament, undeva între Senat și Camera Deputaților, deci urmează ca Comisia din Camera Deputaților să se pronunțe și să vină cu amendamente și să continue procesul legislativ de aprobare a codului silvic. În faza inițială, așa cum a plecat de la minister, avea niște probleme din punctul nostru de vedere grave, adică permitea recoltarea unui volum necontrolat de lemn din anumite categorii de proprietăți, în special proprietățile private. Și ce era mai grav era că nu era însoțit această recoltare mai mare, a unui volum mai mare de lemn, nu era însoțită de anumite criterii de sustenabilitate. Este pe undeva normal ca proprietarul să poată să beneficieze de proprietatea sa. Însă, în cazul pădurii, niște criterii minimale de sustenabilitate trebuie să existe. Adică poți să tai din pădurea ta, dar trebuie să respecti anumite lucruri. Pentru că pădurea aceea, până la urmă, este un bun al nostru, al tuturor, și nu ne ajută pe nimeni și nici pe tine ca proprietar în final, dar uneori e mai greu de înțeles acest lucru, nu te ajută ca această pădure să dispară de acolo sau să fie înlocuită cu niște specii invazive sau niște specii care au niște probleme majore. Asta era una din marile probleme. După aceea, dacă ar fi să discutăm de valorificarea superioară a lemnului, mereu am spus acest lucru, este foarte important, spre exemplu, când lucrezi undeva, ce salar primești. Dar este important și ce faci cu banii pe care îi primești. Cam același lucru este și cu pădurea. Este important ce volum de lemn putem recolta din pădurile României, dar este extrem de important ce facem cu lemnul respectiv. Că îl putem da, nu știu, unui beneficiar într-o altă zonă, într-o altă țară sau un beneficiar care nu aduce un aport României și asta ar fi o resursă și atunci trimitem, eu acum exagerez puțin, dar ca să se înțeleagă ce vreau să spun, trimitem toți angajații care lucrează în sectorul forestier acasă în șomaj și n-am făcut nimic, sau putem să valorificăm superior. Iarăși exagerez ca să înțelegeți ce vreau să spun, dacă faci o sculptură a unui sculptor celebru, reușești din 0,3 metri cub de lemn să produci o piesă de o valoare de câteva milioane de euro, poate. Da, deci cel mai important lucru este să scoți maximul din lemnul respectiv și dacă se poate la tine în țară și dacă se poate în comunitatea care are pădurea deasupra, pentru că ea este cea care până la urmă are grijă de... Da, asta este cumva targetul ideal. Ori spre asta trebuie să ne îndreptăm noi, anume valorificarea superioară a lemnului. De ce? Care este implicarea până la urmă de mediu. Implicarea de mediu este că dacă valorifici superior lemnul, îți ajunge. Produci suficient să-ți ajungă chiar și cantități mai mici, nu este nevoie să te duci să pui o presiune mare pe pădurile din România și să câștigi, nu știu, 0,3, 0,5, 5 euro la metru cub de lemn recoltat. Poți să câștigi 50, 60, 80, 100 de euro la metru cub de lemn recoltat în funcție de politicile care ți le faci. Ori noi tocmai asta trebuie să încurajăm valorificarea superioară, prelucrarea superioară, pentru că valorificarea cel puțin a lemnului aparținând statului român, da? Și să nu mai dăm la cel mai bun preț. Pentru că asta este ceea ce se întâmplă în momentul de față. Vindem lemnul la cel mai bun preț. Cel mai bun preț poate fi cu un leu mai bine decât cel dinainte sau, mă rog, cu cât e pasul de licitație. Și entitatea respectivă s-ar putea să nu aibă contribuție socioeconomică la
statul român care până la urmă este proprietarul acelei resurse și proprietarul acelei lemn. Deci asta este o politică pe care noi o vedem extrem de importantă în codul silvic. S-au făcut niște pași în acest sens, sperăm să continue și să ajungem la o formă care să permită în legislația subsecventă să atingem aceste obiective legate de prelucrarea până la urmă superioară a lemnului în România. Totodată, dacă ar fi să ne uităm și la tăierile ilegale, și aici trebuie să venim să nu birocratizăm foarte mult sectorul, pentru că nu ajută cu nimic. Am colegi în domeniul silvic care se plâng că nu văd pădurea cu lunile, ceea ce este foarte grav pentru meseria noastră de ingineri silvici. Colegii care lucrează în administrația silvică, ei sunt cei mai eficienți în pădure și nu la birou, nu în hârtii. Și atunci, da, și inteligența artificială și tehnologia ne poate ajuta să îndeplinim niște norme astfel încât să putem spune o statistică la final care este lemnul care s-a scos din pădure real, fără să avem niște probleme de erori majore. Să putem totodată să îi permitem inginerului silvic din sector să vadă pădurea și să o înțeleagă, să o întrebe ce își dorește și să poată să răspundă nevoilor ei și să nu birocratizăm foarte mult acest sistem. Și cred că se poate, noi avem niște soluții pe care le-am promovat. Ministerul înțeleg că lucrează în momentul de față la achiziționarea acelei aparaturi specifice, să sperăm că lucrurile vor evolua spre o direcție mai bună din punctul ăsta de vedere. Ca ONG, cum v-ați înțeles până acum cu autoritățile, cu ministerul, cu RomSilva? Nu, eu nu aș merge spre ideea de cum mă înțeleg. Noi întotdeauna trebuie să găsim categoric, avem și colaborări și cu Regia Națională a Pădurilor, avem colaborări de mult timp. Am avut chiar și protocoale de colaborare. Să nu uităm că Regia Națională a Pădurilor și-a certificat managementul forestier în zona pădurilor. Certificarea nu se leagă de calitatea lemnului care iese din pădure, cum ar fi, spre exemplu, la un produs alimentar. În zona pădurii, certificarea se leagă de calitatea managementului, adică ai cumva siguranța că în urma recoltării lemnului din pădurea respectivă, în spate rămâne o pădure capabilă să susțină biodiversitate și este o pădure capabilă să răspundă unor nevoi a comunităților locale și, da, să facă și profit și economie, pentru că și asta este o componentă destul de importantă pentru pădure. Vorbeați mai devreme de pădurile private. În acest moment, care este statutul lor comparativ cu pădurile de stat? Sunt cam jumătate din pădurile României sunt în domeniul privat. Aproape jumătate dacă considerăm pădurile care aparțin localităților ca fiind private. Da, suntem acolo, aproape jumătate. Pădurile private sunt în momentul de față gospodărite cu aceleași norme și cu aceeași cadru legislativ ca și pădurile de stat. Pot exista presiuni diferite, nu vreau să intru în detaliile astea, dar în principiu și pădurile de stat și pădurile private și noi milităm și susținem această idee în continuare să poată fi gospodărite în același mod, adică să nu existe o diferență între cele două, pentru că din punctul nostru de vedere biodiversitatea nu are o limită de proprietate. Biodiversitatea se întinde peste tot, nu are cunoștințe despre cine e proprietar într-o anumită zonă sau în cealaltă. Și pentru noi pădurile sunt valoroase indiferent de categoria de proprietate în care acestea se regăsesc. Nu, v-am întrebat cu pădurile private pentru că mulți oameni cred că dacă ai pădurea ta, faci ce vrei cu ea. Exploatezi cât vrei, faci ce vrei, vin ce vrei. Acum nu pot să vă spun cazuri singulare sau cazuri există de genul acesta și am mai văzut și noi, da, există erori. Așa cum v-am spus, au existat și în silvicultură, ca și în multe alte domenii de activitate din România. În toată acea zisă perioadă sau această perioadă de tranziție au existat probleme și există în continuare, că de aia suntem și de aceea încercăm să remediem cât mai mult posibil. Însă în realitate, o pădure privată gospodărită onest și corect ar trebui să fie ca o pădure de stat. Clar. Se spune că sunt anumite companii, iar presa a semnalat companii străine, care ar exploata abuziv pădurile din România. Cam care este situația
În primul rând, din punctul meu de vedere, ceea ce contează pentru noi este să avem noi un cadru legal coerent, stabil și corect. Dacă noi putem să ne ținem, să avem un cadru legal corect și să-l implementăm și să-l aplicăm cum trebuie noi ca țară, restul, orice altă companie, fie că este român din România sau din altă parte, va trebui să răspundă acestui cadru și acestei specificități ai țării noastre. Noi nu lucrăm asupra unei companii sau asupra altei companii, nu avem o astfel de activitate. Pe noi ne interesează noi ca țară să fim stabili în ceea ce ne dorim. Spre exemplu, spuneam mai la început că avem una din cele mai bogate țări în biodiversitate din Europa. Și unul din motivele pentru care suntem și avem această biodiversitate este că reușim, cel puțin în zona pădurilor, să avem biodiversitate și în pădurile de unde se recoltează lemn pentru economie. Și asta este un mare avantaj al nostru, pentru că sunt multe situații, nu întotdeauna, dar sunt multe situații în multe țări din vest, unde acolo unde se face o silvicultură intensivă, pădurile respective arată aproape ca un câmp agricol în care se cultivă lemn. Ori la noi pădurile noastre sunt niște păduri naturale. Una din secretele acestei biodiversități a noastră este că în zonele, în acele arii mari unde se recoltează lemn, reușim să avem toate categoriile de vârstă ale pădurii și nu tăiem păduri, adică nu se permite recoltarea lemnului decât la vârste înaintate, adică peste 120, 130, 140 de ani. Ei bine, în momentul de față suntem în situația, zicem noi, clară din punctul nostru de vedere, dar uneori delicată, de a răspunde unor cerințe europene de a proteja pădurile, așa zis, old growth forest, acele păduri multiseculare cu valori deosebite de conservare pentru care am militat și care fac parte din cele 10% păduri la nivel național care vor intra în protecție. România și-a asumat asta prin strategia națională pe păduri. Deci să facem diferența între aceste categorii de pădure și pădurile care sunt în zona de exploatare, sunt conduse astfel încât să se taie la vârste foarte înaintate, deci acelea nu sunt old growth forest, acelea sunt păduri care noi vrem să nu se permită să se taie mai devreme, deși economic mai bine ești dacă tai o pădure la 60 de ani și o mai ții 60 de ani, decât o pădure care o tai la 120-130 de ani. Dar dacă intrăm în sfera asta să tăiem pădurile la 50-60 de ani de tinere, după aceea nu vom mai putea în zona de păduri cultivate să așteptăm să revenim din nou unde suntem acum la exploatare la 130-140 de ani. Și dacă vreți, din perspectiva asta, una din marile provocări ale noastre, deși poate sună puțin ciudat, este să păstrăm ceea ce avem. Și când spun asta, nu mă refer numai la păduri, deși spre asta vom merge la final, dar chiar să păstrăm și ca principii legislative aceste cicluri lungi de producție, exploatarea arborilor doar atunci când ajung bătrâni, nu să-i tai de tineri pentru că ajungi să ai o pădure uniformă tânără în care anumite elemente de biodiversitate suferă, să fim în situația în care avem o distribuție, spunem noi, pe clase de vârstă, adică într-un peisaj mare între doi munți, așa, dacă îmi permiteți, acolo să avem și păduri de 5 ani și de 10 și de 30 și de 120 și de 160 de ani. Și dacă într-un colț avem și păduri virgine, este fabulos. Ăla este peisajul perfect care ar putea să acopere. Ori spre asta vrem, adică într-un astfel de peisaj este loc și de biodiversitate, poate fi loc și de comunitățile locale dacă valorificăm superior lemnul și punem în valoare acea calitate și este loc și de economie și de bani. Spre asta atindem, pentru că nu putem face conservare fără bani, nu putem să facem protecție socială sau nu protecție, ci mai degrabă grijă socială, că nu trebuie să protejați oamenii, doar trebuie să fie lăsați să beneficieze de resursa aceea și să le îmbinăm pe toate trei. Și să nu picăm în capcana unui așa zis silviculturi extrem de eficiente, să tăiem acum mai mult, întinerim pădurile, pentru că ce să vezi, multe linii de procesare nu procesează lemnul foarte gros,
Dar într-o altă ordine de idei, multe produse nu se fac din lemn subțire. Luați butoaie, anumite elemente de mobilier și așa mai departe, care sunt elemente extrem de valoroase, cu care aproape putem să spunem că suntem printre ultimile sau printre puținele țări din Europa care mai avem astfel de exemplare și putem aici chiar să ne impunem pe piață. Domnule Meru, vă mulțumesc frumos pentru interviu. Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi. Vă invităm și duminica viitoare la aceeași oră, 12:30, pe canalul Agro TV, să ne urmăriți din nou. Până atunci însă vă rugăm un singur lucru, să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, a ta, da, da, și a ta, oriunde ne-am aflat. Pe curând, oameni buni! Emisiunea este realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov.